Hristos a înviat! Iubiți credincioși, stimați radioascultători, o legendă iudaică veche, scrisă în cartea Apocrifă, Viața lui Adam și a Evei, povestește că Adam, în timpul ultimei sale boli, i-a trimis pe fiul său Set împreună cu Eva în regiunea Edenului pentru ca să ia uleiul milostivirii, pentru a fi uns cu acesta și astfel să fie vindecat. După ce s-a rugat și au plâns, cei doi au pornit în căutarea pomului vieții. Pe cale le-a apărut arhanghelul Mihail, care le-a spus că nu au nicio posibilitate să obțină ulei din pomul milostivirii și, prin urmare, Adam trebuie să moară. Dar aici apare un cuvânt de consolare. Arhanghelul ar fi promis că după vreo 5-6 mii de ani ar trebui să vină Hristos, regele, Fiul lui Dumnezeu, și va unge cu uleiul milostivirii pe toți cei care au crezut în El. Promisiunea era, uleiul milostivirii veșnice va fi dat celor care se renasc din apă și din Duhul Sfânt. Atunci Fiul lui Dumnezeu, bogat în iubire, Hristos, va coborî în adâncurile pământului și va conduce la Tatăl Său în paradis, lângă pomul vieții. În această legendă se scoate în evidență întregul chin al omului în fața dobândirii prin păcat a unui destin plin de boli, dureri și moarte. Este evident că omul opune rezistență în fața morții. Trebuie să fie undeva, și-au repetat gândindu-se oamenii, o plantă, un medicament contra morții. Mai devreme sau mai târziu, ar trebui să se găsească medicamentul care vindecă nu numai această sau acea boală, dar să învingă adevărata fatalitate, adică însăși moartea. Ar trebui în final să existe medicina imortalității. Chiar și astăzi oamenii sunt în căutarea unei astfel de substanțe curative. Însăși medicina actuală, deși cu pretenții mai prudente, caută, dacă nu chiar desființarea morții, cel puțin să elimine cel mai mare număr posibil din cauzele morții, să o amâne mereu mai mult, să procure o viață mereu mai bună și mai lungă. Dar să reflectăm, cum ar fi cu adevărat dacă s-ar reuși nu să se excludă moartea, dar s-ar reuși să se amâne, să ajungă la o vârstă de câteva sute de ani un om care trăiește? Ar fi acesta un lucru bun? Omenirea ar îmbătrâni într-o măsură exagerată. Pentru tineret nu ar mai fi loc, se va stinge capacitatea înnoirii și o viață interminabilă nu ar fi un paradis, cât mai ales o condamnare. Fraților, ca viața prelungită să fie fericită, transformarea ar trebui să fie din interior. Ar trebui să se creeze în noi o viață nouă, cu adevărat capabilă de o veșnicie fericită. Ceea ce este nou și emoționant în mesajul creștin al Evangheliei lui Iisus este că ni s-a transmis că există un leac contra morții, există un medicament al imortalității. A fost găsit, este accesibil, căci prin botez această medicină ne-a fost dăruită. O viață nouă a început în noi, o viață nouă care se maturizează prin credință și nu va fi ștearsă de moarte, de îmbătrânirea trupului. Dar este necesar ca omul să trăiască în lumina și harul lui Dumnezeu. Însă poate mulți vor răspunde, mesajul desigur îl pricep,
însă îmi lipsește credința. Credința mea este slabă. Chiar și cel care vrea să creadă va întreba, dar este cu adevărat așa? Cum să ne imaginăm asta? Suntem slabi și păcătoși. Cum se desfășoară această transformare a vieții vechi în așa fel ca să se formeze în om o viață nouă care nu cunoaște moartea? Fraților, există nu o iarbă, nu o plantă contra morții, există medicul nemuririi. Hristos este pomul vieții devenit din nou accesibil. De aceea, în aceste zile ale învierii, noi cântăm din toată inima, Aleluia, Aleluia. Așadar, prima invitație acestei duminici este ca trăim Paștele, să căutăm harurile celui înviat, să primim lucrările iubirii milostive a lui Dumnezeu. Grandiosul Papă Ioan Paul al II-lea afirma că nu ne rămâne decât să ne abandonăm harului și să avem umilința de a ne încredința iubirii milostive a lui Dumnezeu, ca și noi să auzim cuvintele lui Iisus de pe cruce: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Există o soluție pentru a scăpa de nefericirea profundă pe care nici nu îndrăznim să o mărturisim, căci noi ne simțim cu aripi, dar ne dăm seama că sunt legate de păcat. Harurile milostivirii ne dau șansa ca noi, cei slabi și păcătoși, să alergăm la Hristos, ca să-L auzim că ne spune și nouă ce a spus tâlharului pocăit: astăzi vei fi cu mine în paradis. Iisus, care nu i-a cerut cont lui Petru, că l-a tăgăduit de 3 ori, care nu i-a certat pe cei care l-au părăsit în momentul crucii, care l-a ajutat pe Toma să treacă de la declarația "Dacă nu voi vedea, nu voi crede", la exclamația "Domnul meu și Dumnezeul meu", Iisus ne amintește că e capabil să iubească pe cei slabi și păcătoși, să-i ajute pe cei care îl cheamă în ajutor. De aceea, încurajați de Iisus, declarăm și noi: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar această declarație să o transformăm într-o viață prin care să-L căutăm pe Iisus. Un alt papa admirabil, Paul al VI-lea, de pioasă amintire, ne explică faptul că dacă recunoaștem și trăim în iubirea milostivă a lui Dumnezeu, avem șansa de a fi mai buni și de a fi mult mai senini. El spunea: fraților, trăim în condiții mai bune decât cei care în încercările vieții sunt lipsiți de lumina evanghelică. Cu ajutorul Evangheliei, noi putem privi panorama lumii și a vieții cu o uimire plină de fericire și să ne bucurăm de ceea ce existența ne-a rezervat, chiar în încercările în care ea abundă, căci știm că Dumnezeu cunoaște toate și răsplătește eforturile credinței. Un creștin care crede poate avea și în suferințe o seninătate recunoscătoare și înțeleaptă. Creștinul este un om norocos. Adevăratul creștin știe că are și a găsit bunătatea lui Dumnezeu în orice eveniment, în orice cadru al istoriei și al experienței. El știe că Domnul le îndreaptă toate spre binele celor care îl iubesc, adică celor care sunt chemați după planul său. Creștinul trebuie să dea mereu o mărturie despre o spiritualitate superioară, despre o bucurie pe care o are datorită lui Iisus Hristos. Astăzi această certitudine a unui suflet plin de vigoare și de bucurie se poate răspândi chiar și printre creștinii de astăzi. Ei pot fi mai dezinvolți, mai bucuroși. Ei pot avea o bucurie care nu are de-a face cu așa zisele veselii ale lumii, care sunt iluzii, deziluzii, și care sunt mult diferite de bucuria lui Hristos.
sunt atâția care știu că bucuria noastră interioară și propria noastră exteriorizare sunt de la Hristos cel înviat. Așadar, fraților, să primim cu încredere harurile iubirii milostive a lui Dumnezeu și o această încredere să ne permită să afirmăm cu toată convingerea. Îi aparțin lui Hristos înviat și numai El este bucuria mea, o bucurie care mă face să nu lipsesc nicio zi de la rugăciune, să nu lipsesc de la sfânta împărtășanie și de la iubirea față de alții, o bucurie care nu mai devine oboseală nici când primește și nici când dăruiește. Hristos a înviat.